Contestația privind vânzarea termocentralei Mintia a ajuns pe rolul Tribunalului Hunedoara. Vă reamintim că o persoană fizică a contestat procedura la CNSC, iar oficialii Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor și-a declinat competența în favoarea Tribunalului Hunedoara. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței de judecată, dar deocamdată nu a fost stabilit un prim termen de judecată. Termocentrala de la Mintia a fost cumpărată cu 91 de milioane de euro de Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, în cadrul unei licitații publice.